N-ați văzut niciun fel de obiectiv turistic în ziua asta, ați văzut doar probleme pe care le-am eu. Ce nu înțeleg eu, să moară fata mea, dacă vă min, să zică cineva, cum a trăit Marian Adventures aici? Că Marian Adventures a fost acum două luni, o lună jumate pe aici și n-a zis nimic care treaba asta. Mariane, ce ai făcut, tata? Ai combinație cu argentinienii? Ce s-a întâmplat? Nu, deci nu pot să înțeleg. Dragi prieteni, o plimbare cu taxiul de aproximativ 15 minute în Argentina te poate costa 3 dolari sau 6 dolari în funcție de cum plătești. În vlogul de astăzi o să încerc să vă explic sau să vă introduc în complicata economie pe care o deține această țară, pentru că e absolut, absolut ireal. Mergem acum să băgăm breakfast-ul, mi-am luat toate bagajele. We are ready! Ca să vedeți niște prețuri, 1500, 1600, 1600, 1500, așa, în mare, astfel încât să vă faceți o idee. Acum, ce înseamnă acest preț? Dragi prieteni, foarte rapid vreau să le mulțumesc celor de la Surfshark VPN pentru faptul că sponsorizează acest video. Dacă nu știți ce e un VPN, asta înseamnă Virtual Private Network. Practic, acest soft încriptează datele pe care tu le trimiți pe internet în momentul în care ești conectat la o rețea. El poate fi folosit și pentru alte features. În momentul de față toată lumea consumă foarte, foarte, foarte mult Netflix și, după cum știți, sunt o grămadă de seriale și show-uri ce nu sunt available decât în anumite zone ale globului. Iar cu un VPN tu practic îți poți schimba locația într-o secundă și poți avea acces la o grămadă de alte show-uri pe care nu ai putea să le vizionezi altfel. Îl folosesc de ceva timp și este singurul de pe piață care îți oferă posibilitatea de a te conecta cu un singur device, cu un singur cont, pardon, la oricâte device-uri vrei tu. Totodată am obținut o reducere extrem de bună pentru voi. Dacă folosiți codul Backpack, aveți link în descriere, primiți 83% off, cât și primele 3 luni gratuite. Repet, 83% off și 3 luni gratuite. Ce vreți mai mult? Este super, super ieftin și are o grămadă de avantaje. Repet, link în descriere. Continuăm. Sau mai bine spus, ce înseamnă aceste prețuri? În momentul de față, la ora asta, un dolar este 200 de pesos argentinieni. Dar când zic, când vorbim despre acest rate, ne referim la rate-ul oficial. Dacă eu scot cardul meu de credit sau de debit și plătesc aici, pentru ceea ce costa acolo 1200, eu aș plăti 6 dolari. Dar în același timp, ceea ce vedeți voi acolo poate să coste și 3 dolari, adică la jumătate. Pentru că aici în Argentina se folosesc nu două currency-uri, ci chiar 3 currency-uri. Avem Blue Dollar, care în momentul de față este undeva la 380 de pesos pe dolar, aproape dublu, și mai avem un dolar special al cărui nume, sincer să fiu, nu-l mai țin, o să-l pun aici pe ecran, care este 420 de pesos pe dolar. Deci dacă tu pui mâna pe acel currency, practic toți banii pe care i-ai tu se dublează sau, fine, toate prețurile sunt cu 50% mai mici. Și dacă tot vorbim de bani, haideți să vă și arăt cum se prezintă banii ăstora aici. Mulțumită unui român super de treabă care locuiește aici de mult timp, am reușit să pun mâna pe bani cash. El a venit ieri, m-a luat de la ferry boat și mi-a dat acești bani cash. Pentru a face lucrurile și mai clare, de exemplu, această mie, se mișcă masa asta, această mie de pesos este cea mai mare bancnotă pe care o au ei. Și cu mie asta de pesos, practic, tu ai aici fie 5 dolari, fie 2 dolari și jumătate. Este extrem, extrem de dubios. Stați că vine băiatul ăsta acum cu cafeluța. Gracias. Gracias.
Acum, care e problema? Din moment ce cea mai mare bancnotă pe care o au este asta de 1000, gândiți-vă câți bani mi-ar trebui mie astfel încât să pot să plătesc cash peste tot. Care e combinația aici? Combinația este că trebuie să plătești cash. Dacă vii cu dolari și dacă tu călătorești cu dolari, evident că îți va fi foarte bine. Acum, pentru că eu vreau să stau mult aici, nu pot să am dolar la mine tot timpul. În primul rând că nu am îndeajuns de mulți dolari la mine și doi la mână, nici nu am unde să schimb atât de mulți dolari, pentru că ar însemna să merg cu foarte, foarte mult cash. Acum când eram în taxi, i-am scris tipului de aici și mi-a zis că, bă, sper că ai pus la Uber cash. Am zis, a, nu, evident că era pus cardul. Și atunci, care e combinația? Combinația este unul la mână. Să vii cu cash pe care să-l schimbi la Blue Dollar Rate, adică pe stradă, o să facem chestia asta puțin mai încolo, sau mai este un workaround foarte mișto, să-ți faci Western Union și să-ți trimiți bani. Dacă îți trimiți bani la Western Union, în momentul în care te duci la Western Union, o să facem treaba asta, în momentul în care scoți banii respectivi, îi scoți la rate-ul lor. În perioada ianuarie, martie, aprilie se folosește Blue Dollar-ul, după care oamenii încep să folosească rate-ul pe care ți-l dau ăștia la Western. Deci Western Union, care e o entitate oficială, operează rate-ul neoficial. Asta mi se pare mie interesant. Atunci, mai intervine o problemă. Dacă, de exemplu, tu te duci, să spunem, îți trimiți 500 de dolari pe Western Union, te duci, scoți cei 500 de dolari, care? 500 de dolari, în mod normal, cât ar însemna la rate-ul oficial? Ar însemna 100.000 de ăștia, dar dacă tu schimbi cum trebuie schimbat pe stradă, practic iei 200 și ceva de mii de pesos. Cu 200 și ceva de mii de pesos cash, gândiți-vă, în condițiile în care cea mai mare hârtie este de 1000, gândiți-vă cu câți bani, cu câte hârtie trebuie să învăț după tine. Atunci, care e combinația? Vă arăt imediat. Ăsta știu că arată a card ING după culoare, dar nu este un card ING, este un card de aici local, de la o bancă locală. Și atunci, care e combinația? Tu te duci frumos, îți trimiți bani prin Western, să spunem 500 de dolari, scoți 500 de dolari în pesos la cursul bun și pesoși respectiv te duci la un bancomat și spui bancomatul pe card, astfel încât să poți să plătești tu cu cardul. Acum, cea mai tare chestie e că în momentul în care ai căutat zborul pentru a pleca către Patagonia, pentru că o să plecăm în câteva zile în sud, în partea aia, în Tierra del Fuego, am vrut să-mi iau un bilet din aceasta multi-city, care te oprește în Calafate, după care în Ushuaia, după care în Bariloche, și biletul respectiv cu vreo 4-5 opri mă costa undeva la 500-600 de dolari. După care tipul de aici mi-a zis, bă, da, stai, că tu ai pus acolo să cumperi cu cardul tău. Dacă tu folosești cardul ăsta cu peso și tu plătești la jumate. Deci pe site-ul companiei oficiale Aerolíneas Argentinas. Eu mai am o întrebare acum. Aerolíneas Argentinas operează și în afara țării, are zboruri internaționale către Columbia, către Brazilia, către Chile, are o grămadă. Dacă eu cumpăr cu cardul ăsta, practic eu cumpăr la jumătate de preț. Este foarte, foarte fucking mind-blowing tot ceea ce se întâmplă aici, este mult mai complicat decât în Venezuela. Și în vlogul de astăzi, pentru că vreau să o luăm ușor, o să vedeți cum rezolv eu toate aceste probleme, cum pun mâna pe cash, cum schimb cash, cum mergem la Western, cum funcționează Western, cum funcționează aplicația respectivă, astfel încât să vedeți în același timp cu mine cum mă descurc eu, când am dat seama despre cum trebuie să conduc prin această economie extrem, extrem de stufoasă a acestei țări pe care îmi doresc să o vizitez de foarte mult timp. Deci asta este aplicația și ce mi-ai zis, de exemplu, dacă mă duc și vreau să plătesc cu cardul și ăștia îmi cer mie actul de identitate, că eu pot să zică că eu fur cardul respectiv, nu? Da. Sau că l-am furat. Da. Și eu ce le spun? Zici că n-ai DNI-ul și le dai cash. Sau încerci să plătești cu Modo, care e cu cod QR unde nu-ți mai cere. Dar ăla nu-și cere. Deci ar trebui cumva să eviți să plătești, da, cu cardul. Și să te duci să dai eventual cu contactless. De exemplu, în benzinărie nu te întreabă, dar la supermarket se întâmplă asta cel mai des. La supermarket, da, la supermarket astea îți cere DNI-ul. Dacă zic, domne, nu-l am, da, sau la haine. Sau cash sau la haine. Ok. Dar dacă dai cu Modo, cu cod QR, e altceva. Acum încercăm să instalăm, apoi nu că încercăm, sigur reușim să instalăm aplicația astfel încât să pot să folosesc cardul. Acum trebuie să deschidem contul de Western Plus, astfel încât să-l am și eu pe card, pe telefon, ca să pot să-mi fac top-up, să-mi fac o combinație de acolo. Și, din păcate, aolo, trebuie să văd unde am pus. A, uite așa am găsit. Ăsta e șurubul care are la mine în picior când mi-am făcut o operație.
care a stat la mine în picior din 2019. Din 2009, ăsta e. Da. Stai să găsesc să văd unde am pus ăla, Simu. Mamă, deci făceam infarct să mor, eu nu mai găseam Simu de la Digi. Deci eu fără Simu de la Digi să mor, gândiți-vă, nu pot să mă conectez la PayPal, nu pot să mă conectez nicăieri, că îmi cer codul la unic și ca să-mi fac cont de Western, îmi cer numărul de România, știi, să-mi fac numărul de România. Mamă, deci ce am făcut aici, sunteți nebuni? Gata, gata, m-am liniștit. Îmi lasem din ăla. Aproape că mi-am făcut contul, dar acum am cere o scanare a cardului de identitate, adică a buletinului, dacă este electronic, dar nefiind electronic, trebuie să intru cumva pe video call, să vedem dacă merge cu neaca aici de acolo. Da, da, cu siguranță. Mamă, deci ce verificare au făcut ăștia de la Western, ești nebun, să-mi întorc capul în stânga și în dreapta, dar ce vreau să vadă, că nu e plan, cam urechi. Întoarce așa, întoarce pașaportul, fă chestia aia, stai într-o mână. Acum zice că teoretic touch the screen to continue with the process in the app. Ok. Teoretic acum ar trebui să fie gata. 150.000 de minute mai târziu suntem la pasul ăsta, trebuie să îmi activeze, să-mi verifice cererea, bă, auzi. Păi și atunci cea mai bună variantă, deci nu am zboruri în fiecare zi. Nu. Ai adică, de la Ushuaia la Calafate și de la Calafate la Bariloche, ai doar miercuri, vineri și duminică. Miercuri, vineri și duminică. Păi da, dar și stai puțin, hai să luăm așa. Tu ai zis că ar merita să stau, dacă nu o să fac tot drumul ăsta, să stau cât? 20 de zile? Tot. Asta ar fi ideal. Da? Ideal, că nu, mai comprimăm. Mai comprimăm. Ok, păi atunci putem să ne punem, să mă uit pe laptop și deja să ne uităm la bilete. Că ăsta e cel mai important lucru. Ok, deci am găsit mai bine dacă luăm cu multi-city din ăsta cu opriri, Ushuaia, Calafat. Calafate, să fie când? Trebuie să fie într-o vineri, duminică. Trebuie să vedem că nu avem opțiunea. Bagă duminică. Păi și ce fac? Stau doar 3 zile? Ori atunci stai până mie. 29. N-am dacă pun, de exemplu, 27? Ai, dar trebuie să te întorci cu Buenos Aires, n-ai direct. A, n-am direct. Păi nu e combinație, nu, 3 zile mi se pare puțin să stau, sau... Păi e puțin, tu te pune pe 29, care-i pe... Mamă, păi înseamnă, okay. Înseamnă că stau 6 zile acolo. Și ce, n-ai ce face? N-ai ce face. 6 zile acolo? Mi se pare mult de tot, mă, nu? Bă, ai croaziere, ai islă. Ok. Hai să... Am obținut acum direct 3 ore fără escale, după care Ushuaia către Calafat fără escală, pentru că în mod normal trebuia să mă întorc, dar nu o mai întorc. Și pe un Calafat către Bariloche. Și uite, este 148.000 tot ăsta. Care 148.000 la rate-ul oficial pe care doar fraierii îl iau, în ghilimele, e $732. Iar asta o luat și împărțiți la 2 și practic ești la 74.000. Bine, o punem așa, $361. Ceea ce este foarte, foarte bine. Deci acum am reușit să transfer niște bani pe Revolut, pe Western și... Cum facem? Cum trimitem? Ok. Trimiteți banii acum. Într-un bun final am reușit să cumpărăm, să iau biletele de avion. Gata, asta acolo totul este confirmat. Gândiți-vă, pentru aproape 7 ore, 8 ore de zbor, 300 și ceva de dolari. Sunt 3, nu, 1, 2, 3 decolări, 3 aterizări, zboruri lungi. E super bine, deci asta este o chestie excepțională. Am aflat că dacă vrei să iei bilete internaționale, nu o să poți pentru că îți dă rate-ul oficial, deci nu poți să faci treaba asta, nu poți să te folosești de celălalt rate, unfortunately. Plus impozitul, da, plus impozit. Ia uitați aici care este cursul oficial, 420, adică mă refer ăsta de la Western în condițiile în care, repet, cursul oficial, oficial e 200 și ceva, deci este dublu și avem un comision doar de 1,90€. Hai să-i dau, stai. Au, am pus 0 euro, trebuie să mărim suma. Apeși pe ăla? Pe ăsta așa. Gata, a luat-o. De la mine nu mergea pentru că nu e încă activat. Trebuie, e un token ăsta pe care trebuie să-l bag, să-l activez, astfel încât să meargă să pot să plătesc cu asta. Și atunci e bine că pot să plătesc o runde cu cardul folosind metoda asta. Dar pe asta o au peste tot metodul ăsta? Da. Mercado Pago și Modo. Da. Mercado Pago și Modo. Comunică între ele. Dau cu Modo. Perfect, gata, am înțeles. Mulțumesc, gracias, hasta luego.
Deci tot breakfastul ăsta a costat pentru două persoane 12 euro, 11 euro și ceva, iar dacă plăteam normal, costa 24 de euro. Deci, bă, acum vorbim serios, e când m-am dus în Venezuela, credeam, mamă, să vezi ce complicat o să fie în Venezuela. Boss, Venezuela is piece of cake, știți de ce? Pentru că eu în Venezuela am interacționat cu cash doar așa, la mișto, pentru că am vrut eu, puteam foarte bine să nu interacționez cu cash aproape deloc, adică mă refer cu moneda lor, și doi la mână, cu, în Venezuela puteam să plătesc cu cardul oriunde. Atenție, în 99% din locuri am putut să plătesc cu cardul. Aici, basically, cardurile tare internaționale sunt inutile. Nu că sunt inutile, poți să plătești cu ele, dar e scump. Nu merită. Sau cum ziceți voi, nu se merită. Asta e combinația. Bă, deci țara asta îmi distruge orice fel de principiu de călătorii pe care l-am aplicat vreodată în viața mea și călătoresc 200.000 de ani. Deci fii atenți, pe Booking aveam prețul 1 dolar sau 1 euro, pana mea, așa l-am peste tot. Am căutat și o hotel acolo în Ushuaia, pe 3-4 nopți, 400 de euro, în fine, era ceva mai scump, erau și mult mai ieftine. După care am schimbat pe ar gâdina aia și când am făcut conversia, deja era la jumate, adică la 200. E ireal așa ceva, deci aici nu merge ca în celelalte țări, așa totul super, cum îi zice, intuitiv, știi, ah, ok, rezerv și gata, nu, tu găsești prețul, intri la ei pe site, verifici aia, pentru că, nu, adică nu vorbești o diferență de 3-4%, vorbești o diferență de 50%, doar am schimbat din euro sau ce aveam eu, în banii lor, pentru că ei îți iau din banii lor și îți fac la rata oficială, dar eu acum, pentru că pun mâna pe cash și pentru că pot să folosesc cash în pula mea sau pot să, să folosesc peso și argentinieni, eu practic mă raportez la peso și aia pe care am. Deci haos, haos total, să mor eu. Și acum începe distracția, cu mersul la Western și văzut dacă ăștia o să-mi dea 420.000 de peso. Și hai să vedem. Da, exact cum mă așteptam, la Western ăsta nu aveau, nu au cash de ajuns, ce înseamnă că trebuie să merg către la un Western mare de tot, astfel că să aibă cash. Asta este un Western mare, dar și coada este pe măsură, frate, deci nu vă dați seama ce e aici. E absolut ireal. Asta e? Te cari și îmi dai cardul înapoi, vedem câți păsuri mai sunt pe card, eu îți dau dolari echivalent la cât e Western Union și s-a terminat. Nu am uitat. Would be Catalin Gabriel Stan Ciulescu, as you have already mentioned. Yes, sir, that's my full name. Okay, allow me just a couple of seconds to finalize the change in the system. Valid ID, and you will be able to collect the funds. Thank you so much, you are very, very, very kind. Thank you. No worries at all. We wish you a great day, sir, and thank you for choosing Western Union. Thank you, bye-bye. Bine că ai avut minute. Asta e când ești prost. Mi-am trecut Cătălin Stănciulescu și pe numele meu era Cătălin Gabriel Stănciulescu și a trebuit să sun în Germania ca să modific aia. Dar au modificat ăștia pe loc, mă așteptam să dureze mult mai mult. Dar s-a mișcat repede. Hai, înapoi. Deci gata, am scos banii, frate, s-aș lua fata aia de mine că am intrat, dar aveam camera, dar n-am filmat nimic în pana mea acolo, bine, am filmat înainte, nu după, nu în timp. Și a fost foarte de treabă tipa și mi-a zis, nu puneți camera deoparte, uitați-vă și voi aici. Da, uite-te și tu, uite-te și tu câți bani stă aici, deci uitați-vă puțin, mi-e frică să-i scot, nu contează, nu se nimic. Uitați-vă și voi câți bani pot să fie aici, face ce că ții număr și am zis, nu mai număra, frate, dă-mi, cine pana mea stă să numere, ești nebun? Deci am scos și eu 999 de euro, uitați-vă și voi ce aici. Bravo. Și acum așa asta cu cazarea, fii atent. Deci îmi zice că poți să vii la ora 1 și zic eu ok. După care aici poți să vii la ora 2 și la ora 20 îmi scrie Cătălin, vii? Și zic băi nu pot să vii că mai am treabă. A, dar să nu întârzi.
Păi stai, bă, să-mi pula mea, că check-in-ul e check-in și eu pot să fac check-in și la 6 seara dacă vreau. Nu e că mă obligi pe mine să vin la ora 2:30 și am zis, băi, nu pot să vin, că am treabă la bancă. Lasă-mi cheia undeva, nu există cum, eu n-am auzit așa ceva în viața mea, să mă forțeze ei să vin la o anumită oră de check-in. Asta azi, că acum nu, de-abia acum începe, adică nu s-a terminat problema. Ăsta este un pas, acum trebuie să mergem și trebuie să bag banii ăștia cash în cardul respectiv de care v-am povestit. Combinația nașpa este că eu va trebui să mai fac de vreo 2, 3, 4 ori aceeași șmecherie ca acum. Și încerc acum să găsesc un workaround prin care să pot să transfer bani dintr-un cont direct în contul ăsta. Aici ca să nu mai trebuie să mai caut cash peste tot. Dar tot asta rămâne, tot asta o să fie baza, pentru că cash-ul este... Deci să-mi bat piciorul. Deci eu n-am apun asta în Venezuela. Venezuela e... Venezuela plus Cuba la puterea 10, la puterea 10 sunt așa, 1% din cele prinistă țara asta. Super haotic, dar repede, este și prima zi. Ne obișnuim, nici n-ați văzut mare lucru, adică... N-ați văzut niciun fel de obiectiv turistic în ziua asta, ați văzut doar... probleme pe care le-am eu. Ce nu înțeleg eu, să moară fata mea dacă vă min să zică cineva cum a trăit Marian Adventures aici, că Marian Adventures a fost acum 2 luni, 1 lună jumate pe aici și n-a zis nimic care treaba asta. Mariane, ce ai făcut, tata? Ai combinație cu argentinienii? Ce s-a întâmplat? Nu, deci nu pot să înțeleg. Pe lângă faptul că mai e o chestie la mijloc, sunt foarte mulți oameni acolo la Western pentru că sunt extrem de mulți ruși aici care au venit, pentru că evident nu pot să mai trăiască în țara lor, pentru că l-au pe domnul Putin acolo și s-au mutat și stau aici rușii și trebuie să facă aceeași combinație ca să trăiască day to day. Eu totuși stau 1 lună, 1 lună jumate, 2 luni maxim, nu locuiesc aici. Nici vreau să mă gândesc cum e că nu locuiești aici. Absolut ireal că am putut să stau la bancomat să plătesc, deci nu să bag banii. Cred că am stat vreo 15 minute. Nu merg alea, deci mamă. Dacă nu era băiatul ăsta să mă ajute, deci nu vă dați seama. Acum am reușit. Mi-am pus bani, care practic banii sunt pe cardul lui, m-ar veni pe conturile lui, banii sunt într-un cont pe care l-a aruncat, pe care l-a golit și mi l-a dat mie. Deci acum am bani acolo, am și bani cash, am nu știu cât am, 200 și ceva, 300 de euro, 400 de euro cash, habar n-am, frate, dar nu e ca și cum trebuia să pun mai mult, ca să stau liniștit toată luna asta, e haotic ce e aici, deci este absolut haotic. Pe lângă faptul că la ăștia hărțile sunt complet inutile, deci pe Uber îți arată când, că trebuie să te uiți într-o parte, după care trebuie să mergi în cealaltă parte, acum alerg de nebun că 250 de metri, nu mai contează. Atenas? Un secund. Si, si. Bună tarde, senior, si. Muy bien, gracias. Evident că nu m-a lăsat unde trebuie și acum trebuie să merg pe jos 1 kilometru, frate. Deci da, eu am copiat adresa ca un băiat cu minte, fără niciun fel de greșeală, am dat copy și m-am băgat adresa în cum îi zice, în Uber. Evident că m-a dus în altă parte. Mergem pe jos. Băi, deci asta cred că a fost... Ce aveți, mă? Venezuela e... Venezuela, Cuba. Alea sunt țări super chill, băi, ești nebun la cap cum e aici. În fine, nu mai comentez. Este o țară care funcționează enorm pe promoții. Sunt promoții la cumpărături, la tot. 20% dacă plătești cu nu știu ce, 10% dacă dai așa, 30% dacă dai cash, dar e... Acum ai promoții la un magazin, după care la altul. Deci nu e ceva constant, trebuie să fii pur și simplu în continuu, să fii pe hunting mode, activated, tot timpul. Foarte, foarte, foarte ciudat, eu nu mi-aduc aminte. Apte în 2019, când am fost eu cu Vale, eu n-am ținut cont de chestiile astea. Cred că nici diferența nu era atât de mare, pentru că acum chiar merită tot efortul ăsta în pana mea să-l faci pentru a plăti de 2 ori mai puțin. Ești nebun la cap? Hai că mai avem 3 minute. Evident, pentru că apartamentul este la adresa 369K și ăsta de pe Uber, adresa e trecută 369 normal. Deci nu, pe Airbnb
Cred că mi-a scris ceva fata asta. Deci pe Airbnb pur și simplu sunt două adrese. E una și a doua adresă. E absolut ireal. Și Uber-ul m-a lăsat la... În fine. Nu mai comentez, vreau să ajung la cazare, că măcar în cazarea asta știu că stăm 3 zile. Deci nu mai grăbesc, avem timp să facem chestiile turistice, să mergem să vizităm și noi pe aici frumos, să ne bucurăm de orașul ăsta și de țara asta. Da. Ce mișto e pe aici, foarte frumos. Mergem acasă, lăsăm, vă fac un apartmenturi, tragem o concluzie în legătură cu banii și cum mă ies să filmez. Pentru că până plec în ușoaia aia, intenționez să filmez și să postez în fiecare zi. Pentru că n-am mai făcut treaba asta de când am fost în, cum îi zice, în Japonia. Și mi-a plăcut. Ce îmi place aici și de ce am bucuit în zona asta? Pentru că mi-am luat un apartament într-o clădire din asta foarte, foarte, foarte veche. Și asta e drăguț. După care când ne întoarcem din Ushuaia, toată nebunie, o să stăm în Puerto Madero acolo, la Lux, la Opulency. La momentan vreau într-o clădire de asta veche. Mamă, ești nebun, deci cazarea mea la 250 de metri de aici. Hai frate, chiar așa unde se construiește, mă? Nu, clar că plec de aici deja, că e așa. Și am zgomot toată ziua, nu stau, frate. Ar fi trebuit să scrie pe Airbnb. Bine, mai sunt 200 de metri. Dacă e în afara zonei de lucru, n-ai cum, boss, să stai aici. Deci zic, lua asta din start, în până mea. Bine, poate cu vedere pe partea cealaltă. Dacă e vedere pe partea cealaltă, e altceva. La 3 zile nu stau în condiția asta nici dacă mă bați. Nu, haide că apartamentul e după intersecție. Adică încolo. Deci nu e, nu e în zona în care se... nu e în zona în care se lucrează. Exactly. This is how it works. Also, it's like very expensive, very insane. Very... Everything is very expensive, very snob. Snob, yes, 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 yes. You're right. Very snob, very classist. Classist, yes. Yeah. I don't think Umbelli is... okay. You have everything to be... Yeah, makes sense. However, we've never had any... Deci gata, sunt acasă, în sfârșit. A stat omul ăsta să-mi explice tot ce e pe aici prin casă, dar nu o să vă arăt apartamentul pentru că arată mult prea mișto și o să vi-l arăt în vlogul următor, când am scăpat și noi de probleme și toate nebunile. Haos, frate, deci absolut haos. Tate de m-a obosit ziua asta. Deci pur și simplu m-a obosit. În fine, vreau să aflu care sunt părerile voastre. Am reușit până la urmă să scot bani, sunt pregătit, am bilete de avion, am economisit o grămadă, păi nu mai ați toate combinații pe care le-am făcut, am economisit cât? 500 de, 300 de euro, 400. Mult, foarte mult. Și pe booking, deci nu, se economisește foarte mult dacă reușesc să faci așa cum am făcut eu. Și ca să se înțeleagă cu cât cash am rămas, uitați-vă și voi ce e aici. Ăsta, ăsta, plus euroii mei, e absolut, absolut haos. Dar bine măcar că am rezolvat-o. Esto. 30. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Chao. Muchas gracias, hasta luego. Deci, dragi prieteni, acum suntem aproape argentinieni, nu mai plătim cu cardul, n-am... Bine, cred că aș vrea să-mi pun cardul ăsta pe care l-am de aici, dar nu mai facem combinații. Gata, am plătit, am dat cash frumos, mă costa Uber ride-ul 4 dolari, așa m-a costat doar 2. Și acum am ajuns în cartierul Boca și o să ne plimbăm pe aici până la ora 12, când trebuie să stăți până la finalul vlogului, astfel încât să vedeți casa personală a lui... al lui bossul Maradona. Uitați cât de frumos poate să fie. Mamă, cât de frumos. Mă și doare puțin piciorul, frate, că am mers mult zilele astea, am abuzat. Dar ne plimbăm, mergem tare, uitați aici. Restaurante, uite ce că nu se cobra cuviertul. Asta e o chestie pe care doar prin locurile astea am văzut că se cere preț de tacâm, frate, deci plătești tacâm, ești nebun. Bine, nu, e, nu e doar aici, nu o să exagerez. Deliciot. Să băgăm o cafeluță, că n-am băgat nimic azi. Mamă, cât de frumos poate să fie aici astăzi, nebun. Cât de mișto arată locul ăsta, boss. Wow. Excepțional. Dar nu știu ce vreau să-mi iau.
Habar n-am ce vreau să-mi iau. Quiero un cafecito, un café con leche. ¿Un café con leche? Sí. Y uno de esos dulces, pero no sé cómo se llama. Alfajor. Alfajor, así. No sé cuál. No sé, ¿cuál me recomiendas? Estos son chocolate. Ok. Sí, sí, sí. Eso. ¿Este? Este, sí. Ok. Ahí te alcanzan a la mesa, ¿sí? Ah, ok. Listo, gracias. Are să vedem unde mă așez. Mă așez aici afară. Da, frate, bă, ce frumos poate să fie în bărâneț în locul ăsta. Cât de mișto arată. Nota 10. Listo, muchas gracias. Mi-am luat aici frumos un desert tipic. I-am uitat numele, frate. Tot timpul ăsta se mănâncă și acolo. Și în, cum îi zice, și în Uruguay am mâncat. Arată... Iartă-ți că mi-am adus asta și... Ah, zahăr. Gracias. Hai să vedem frumos, pam pam. N-arată rău. Nu o să-mi omor după el, dar n-am mai mult ca să vi-l arăt vouă. E un biscuite mare. Asta e definiția. Bă, să știți că am băut cafea foarte bună aici în Argentina. Chiar am băut cafea mult mai bună decât am băut în Columbia, ca să fiu sincer. Bună, bună, bună e tot. Ia să ne mai uităm puțin pe aici ca să vă arăt. Super drăguț locul ăsta. E super, super frumos. Dar nu știa fata aia că trebuie să... Câți bani trebuie să-mi ia și a stat acolo, au negociat puțin. Ia uite, unul de los pronos ortograficas de la vida es no saber poner al punto final. Bun asta. Că trebuie să știi să pui punct. Da, frate, normal. Normal că trebuie să știi să pui punct. Și ia uite aici ce frumos. Ia uite ce drăguțel pe tata Maradona aici. Bam, bam. Foarte tare locul ăsta. Colorat așa, drăguț de tot. Ce tare e, cum fiecare prostie, frate, se face virală. Uitați-vă aici cât de mișto. Astea sunt shorts-uri de buc. Ce dracu' să astea? A, da, alea, mă, de... Gata, știu. Ai rochiță, mă. Nu știu ce, în fine. Uite ce zice. El Dios de la Parigia. Stai puțin la unde scrie, mă, aia. A, uite aici. Che mira Bobo. Vedeți? Aia lui Messi. Pe care toată lumea o știe și care acum e virală. Mă, uite ce acuțite. Se ușor să călătoresc cu ceva. Mamă, deci uitasem că locul ăsta e atât de mare, atât de mișto. Uitați cât de frumos poate să fie pe aici. Trebuie să stau până la ora 1, pentru că la ora 1 se deschide muzeul, de fapt casa Maradona, care este mult mai departe de aici. Și n-avea sens să mă duc acolo să fac ce să aștept și de aia am schimbat instant ce puneam să fac. Wow! Cât de tare, frate, ce să vă, cât de mișto restaurantele astea. A, uite cât schimbă, euro 390, dolar 375. Ceea ce nu e combinație, pentru că dacă mă duc și schimb eu la Daya, casa de cambiu sau cum îi zice, schimb cu 430 euro și vreo 390 dolari, ceva de genul ăsta. Mamă, cât de frumos e aici. Vedeți-vă și voi. Și știi cum îți dai seama cum se simte, frate, că ești într-o altă țară aici, în America de Sud, și că nu e... Țigănia care printre alte țări. Bă, uite, este într-un loc super turist. Probabil că este printre cele mai turistice locuri ăsta. Ia uite ce frumos aici. Așa. Boss, nu vine lumea, nu sare pe tine. Te lasă oamenii în pace. Foarte așa, din când în când. Every once in a while, mai ales pe unul că te întreabă dacă vrei ceva, dacă vrei o poză, dacă nu știu ce. Dar nu, frate, e lumea super liniștită aici. Uitați frumos, și poliție. Sunt oameni liniștiți. Sunt în lumea lor. Chill, eleganți, alt vibe, frate. Alte țară aici și gândiți-vă că și ăștia sunt într-un impas economic, de nu vă dați seama, n-are niciun sens. Sunt vai mama lor, săraci.
Terminați complet? Te amo, Diego. Dar nu... Uite ce frumos a zis doamna asta, ați văzut-o? Te amo, Diego, te amo. Super frumos. Ca să înțelegeți, ca să înțelegeți exact cum e... cât de important e aici fotbalul și cât de important a fost Maradona pentru oamenii ăștia. Mamă, deci cât de frumos poate să fie pe aici și eu nu mi-aduc aminte. Wow! Eu nu mi-aduc aminte să fi văzut zona asta, frate, când am fost așa cu Vale, sau cred că eram mult prea îndrăgostit și eram cu ochii doar la... Uite acolo, uite un magazin, frate, am găsit la curva, ăla. Așa, eram mult prea îndrăgostit de Vale și n-aveam ochi pentru... N-aveam ochi pentru altceva. Dar și acum mi-e dor de Vale și știți chestia asta, haha. Ia uitați. But choices are choices. And every choice comes with its own backlash. So it makes total sense. Uitați cât de mișto. Nota 10, bă. Ce tare că ai, ai Puerto Madero, ai Palermo, o să le vedeți și pe asta și pe mai zona asta așa, mult mai hipsteriș, care are complet cu tot și tot alt vibe, știi? Și cultura asta cu grafitiuri care este la ea acasă aici în America de Sud, în Bogota, în Medellin, unde? În Rio de Janeiro, în Brasilia, sunt foarte, foarte, foarte multe locuri. Deși Brasilia este un oraș foarte nou și acolo a intrat treaba asta. Chiar bă, orașul meu preferat din Brazilia, ca să știți, e Brasilia, fără discuție. Cât poate să-mi aducă aminte locul ăsta de, de Vale, adică Argentina. Buenos Aires, mă aduce aminte de Valentina, frate, pentru că am venit cu Vale, am stat o grămadă pe aici. Eram și cu Valentin și cu Susan. Acum țineți de pe season, 2018. Ia uitați, Republica de la Boca. Ce frumos poate să fie aici. Asta este o echipă de fotbal, frate. Eu habar n-aveam când am venit aici prima oară că Boca și River aia, sau cum le zice, sunt super șmechere aici și că e derby-ul, e practic Real Madrid-ul cu Barcelona Americii de Sud. Chiar nu știam chestia asta. A, da, bă, și țin minte aici, frate. Aici a fost cel mai schemiș boat tour pe care l-am avut vreodată în viața mea. Știți că eu sunt pasionat de boat tours-uri și astea, dar țin minte că aici a fost un absolut fucking useless. Dacă nu mă înșel, aici era, bă, am venit cu Vale, mă, am venit și cu Vale și cu Vali. Cu Vale, Vali, ești nebun? Da, frate, aici luai barcă și mergeai și era boring as fuck. Asta mi-aduc aminte. Dar e super drăguț, adică zona e super drăguț. Uitați-vă și voi cât de multă mizerie poate să fie. No, ia uite acolo, ce sale, mă? Ce e în față? Mi s-a părut că era un fel de hidrobicicletă. Deci da, cartierul ăsta Boca așa câștigat, să zicem așa, independența sau nu știu exact, așa scrie acolo, acum 150 de ani. Stați că trebuie să am grijă când cobor. Deci asta e la mine problema cu coborâtul, frate. La coborât trebuie să fiu foarte, foarte, foarte atent. E o zi absolut excepțională. Sunt 25-26 de grade, nu e deloc cald. Ba chiar dacă te-ai pus la umbră, ți se face puțin răcoare. Uitați-mă aici scria. Uite. Aniversariu de soautonomia, 150 de ani. Aici spune 136 de ani. Ce pana mea. Aici zice, nu știu, a, independența. Da, mă. Hai să o luăm așa și mergem încolo. Wow, cât de frumos, poate să fiți cât de frumoasă este clădirea. Mamă, Blanao. Mamă, ce e aici? Deci eu nu mai țin aminte locul ăsta. Nu mai țin minte, bă, tot, n-am cum să țin minte, uite aici, pe... Cum să știa? Deci stau frumos fetele astea pe stradă. Sunt foarte multe magazine pe aici, poți să cumperi o grămadă de suveniruri, toate tâmpenile, dar e frumos. Dați-vă cât de frumoasă poate să fie clădirea asta. Cacea fază, uitați. Face băiatul ăsta poză.
frumos de tot. O chestie care mă scoate din minte aici în Argentina, frate, e dată de semafor. Deci la ăștia semaforul și ăla pe care poți să treci și ăla pe care nu poți să treci, ambele sunt roșii pentru pietoni. Și asta este fucking confusing tot timpul. Stați, cred că am făcut o greșeală. Văd că acum, de exemplu, a, uite mă cum e. Deci este verde și pe ultimele 10-13 secunde se face roșu. Da, bă, așa e, n-am mai văzut asta nicăieri, să mor eu. Iar acum ne aflăm pe Avenida San Juan y Solis și, sincer să fiu, a fost o fază super amuzantă pentru că eu de aproximativ 2 minute căutam aici un graffiti, un, cum zicem în engleză, un mural, un mural, nu? Și fiți atenți. Deci eu mă uitam pe aici prin jurul cabou, nu mi-am dat seama și pac, exact aici se afla. Pam, pam. Acesta fiind cel mai mare graffiti cu Maradona din întreaga lume. O chestie mega jocantă este că acest graffiti a fost inaugurat pe data de 30 octombrie 2022, adică acum câteva luni de zile. Și ideea era una foarte simplă, astfel încât să aducă un omagiu lui Maradona exact în ziua în care el ar fi împlinit 62 de ani. Cu toți zicem că treaba asta nu s-a întâmplat, că Maradona, din păcate, a murit. La inaugurarea grafitiului au venit 10.000 de persoane. Pictura are 40 de metri așa și 40 de metri înălțime și Maradona poartă echipamentul pe care l-a avut în 1990, când, dacă nu mă înșel, au pierdut finala. Nu mai știu împotriva cui, dar au pierdut finala. Foarte, foarte frumos. Bine, acum n-am putut să filmez exact reacția mea, pentru că eu mergeam și știam că e pe strada asta. Și mă plimbam așa pe aici, bam, 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 nu știu ce. Și gândiți-vă că eu mergeam așa, că mă uitam în stânga, în dreapta, căutam pe Google Maps, pac. Și la un moment dat am auzit un câine acolo, că ăsta e un parc, erau niște căței. Când m-am întors, mamă, deci te lovește, chiar ai, nu știu eu, mă gândeam înțeleg că o să vin din partea aia și să văd așa frumos în față, dar mi se pare mult mai cool. Așa, dragi prieteni, aceasta este a treia sau a patra mea zi pe care o petrec aici în Buenos Aires și astăzi o să mergem în cartierul La Boca, sau Boca, cum îi zice, după care o să mergem la muzeul Maradona și pe urmă la casa în care sunt puse toate obiectele sale personale. Un loc pe care vreau să văd, care nu era deschis, evident, în momentul în care am fost aici în 2019, pe care abia așa să vii. Deși eu nu sunt un fan al fotbalului, cum vine în Argentina, trebuie să te interesez cât de gâși de chestia asta, pentru că sunt, fac parte din cultură. Sunt mai important decât religia, cred. Cred că fotbalul e mai important decât religia, la știu ce, vorbesc serios. Și ca să vă arăt ceva interesant, stați, intrăm aici la căței. Pentru a intra, trebuie să deschidem asta și mă trebuie să-l închidem. Asta e regula, ca să nu iasă căței. Așa. Uite căței, cățelușul. Și uitați cât de mișto. Deci suntem aici frumos înăuntru, îl vedeți pe tata Maradona. Și din nou, dacă ați văzut vlogul din Puerto Madero, deși nu cred că l-am publicat încă, uitați cât de tare se vede iarăși asta cu fără ingleses. M-am așezat pentru că mă doare puțin genunchiul. Fără ingleses de Malvinas. Asta este insula aia care a fost furată de englezi, care îi zice Falkland Island, ceva de genul ăsta, dacă nu mă înșel în engleză, dar numele ei este Isla Malvinas. O să mergem și acolo. E în plan. Muchas gracias. Bueno, gracias a usted. Chao. Muchas gracias. Hasta luego. Deci, dragi prieteni, acum suntem aproape argentinieni, nu mai plătim cu cardul, n-am... Bine, cred că aș vrea să-mi pun cardul ăsta pe care l-am de aici. Și acum am ajuns în cartierul în care a trăit domnul Diego Maradona în perioada 1978-1980.
și așteptăm să se facă ora 1 astfel încât să putem intra să vizităm primul apartament în care a locuit el în calitate de fotbalist. Apartament ce a fost oferit în contractul pe care l-avea atunci, sunt obiecte lui personale, e un muzeu cică, foarte, foarte, foarte mișto din câte am văzut pe internet și evident că nu exista în 2018 când am fost eu. Trebuie să mai stăm încă vreo 10 minute, ceva de genul ăsta. Stai puțin, zi-mi, asta a fost a doua lui mașină, nu? Da, așa știu eu. Și asta prima. Prima mașină pe care a avut-o Maradona. Da. Băi, ești asta ce mă, Lada, ce e? Bă, frate, asta seamănă la Lada, să mor de temint. Deci asta e Lada. Ați minte că... Nu, nu, n-a avut tata, dar... Argentina. Fiat, mă, uite, Fiat 125, ești nebun? Și asta ce dracu e? Hai să vedem. Ce e asta, mă? Ia uite, Fiat și Ford. Și cred că exact acum au deschis ăștia. Hai să intrăm. Hai să... Și aici a locuit, da, da, știu, știu, între o... Le-a pus direct în față, da. Nu se poate intra sau... Hola. Bună, muchas gracias. Unde sunt? Rumania. Rumania. Rumania, si. Puedes presentar un poco cuando viví acá. Ese es el momento cuando le entregan las llaves. Sí. Ah, qué cool. ¿Sos normalista, sos periodista, no? Acá fue propiedad bă. De Maradona. Sí. Deci asta este casa lui Maradona. Bă, ireal așa ceva. Asta cred că e cel mai șmecher muzeu pe care l-am văzut. Poate și exact casa în care a stat el când a venit aici la jucat la echipa Argentina Junior sau ceva de genul să se numește echipa. Asta cred că e printre cele mai șmechere muzee. Și știi ce e marfă de tot? Că nu mai e nimeni. Mai erau niște copii în față și credeam că o să vină și ei soară după aici, dar nu. Entonces, ¿cuál es el cuento? Eso es la casa donde él... Su primera casa propia, exacto. Su primera casa propia, en su propio nombre. Sí. Ahí están las escrituras de la casa, nombre del papá de Diego, porque Diego era menor de edad para la ley. La escritura, ¿cómo eso es que es? ¿Contrato, no? ¿Qué? Escritura, sí, es un documento que avala que es dueño de la propiedad. Que es dueño de la propiedad, ajá. Como Diego era menor de edad, ajá, ajá, sí, sí, a sí, los 21 sí. años era la mayoría de ese momento. Ajá. La casa está en nombre del padre. En la casa. Esta casa se vende, dos años después que se vende. Compra. Se va la familia Maradona. Se va la familia. Wow. Viven dos familias más. Y hasta una fábrica de carreteras funcionó. Wow. Vivía acá solo dos años. Dos años. Deci a trăit doar 2 ani aici. Mamă, boss. Să vezi asta, mi se pare. Mi se... También. Wow. Mamă. Wow. Cât de mișto, frate. Uitați-vă ce muzeu au făcut oamenii ăștia aici. Bă, este absolut ireal. Ăsta cred că e cel mai frumos. Mamă. Cel mai mișto muzeu pe care l-am văzut vreodată în viața mea. Uitați-vă și voi aici cu poze. Cu Maradona îl vedeți aici. Tot așa acolo în față. Eu să știți că știu foarte puține chestii despre Maradona. Lucrurile care se știu în mod normal. Nu am fost un extraordinar de mare fan, știți. Uite, in the kitchen of his childhood home, Diego enjoyed spending his free time with his family. Uite acolo Fernet, evident. Mamă, bă, asta este ireal. Aici uite că s-a filmat seria de pe ăsta, Amazon Prime. Mamă. A, exact scena care s-a filmat aici. Ah, this is tan cool. Wow. Sí. Es que normalmente yo odio museos, nunca me voy a museos. Nunca, 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 nunca. Que es algo como muy, muy diferente. Normalmente cuando busco algo que dice, tienes que ver no sé qué museo, diga, ok, no me voy. Pero, escuché como cosas muy, muy chéveres. De ese, parece, sobre todo como la cocina es una cosa. Sí, es increíble como así, la atención por detalle y todo es, wow. Hay objetos también de colección de Diego. Otros más de 3.000 objetos de Maradona. 3.000? Sí. Más alrededor de... Wow. Toda la vida. Mi papá fue abogado, Diego. Fue el primer abogado que tuvo, Diego, en el club. Fueron sus bicicletas. Ajá. Son réplicas de las motos y las bicicletas. Sí. Eran son réplicas. Sí. Y
los autos de frente también. Son suyos. El Fiat y la Coupé. El Fiat, la Coupé. Wow. Claro, son de Maradona, sí. ¿Allá es algo, se puede ir? Ahí lo más finito, el cuarto de Diego. Ah, sí, cuarto. Sí, planta la casa. Ah, ok, ok, muchas gracias. Mamă, mergem acum exact în camera, sunteți nebuni? Mergem în camera lui Maradona. Asta mi se pare ceva out of this world. Ia fiți atenți. Ia uite, bă! Bă, cât de tare! Maradona's love for music. Maradona făcea tango, rock, folk. Pero acá la casa. Casa, no, fue un año atrás, cuando visitó el equipo de fútbol amateur de Rumania. Por acá saltaba y se iba al baño. Para, por aquí día. Saltaba, sí. Para irse por el baño. ¡Ah, qué cool! ¿Puedo usar el baño? Sí, se puede usar. ¿Cómo hacer pis en el mismo lugar? Sí. Ia uite. Diego. Da, frate, faci pipi aici, zici că ai făcut și tu unde, am făcut Maradona, ce vrei mai mult? Asta e ceva să mor eu. Wow. Mamă, absolut fascinant. Este el sanctuario. El sanctuario, wow. El mito, la legenda, la legenda. La legenda, si. Ia uitați, boșilor. Uitați-vă, cel mai frumos. Deci asta este de departe cea mai... Uite-te, am amuz Diego. Armando Maradona. Sosunico. Wow, cel mai mișto muzeu în care am fost văzut în viața mea. E... Casa Chile este în mapa, un cuarto país. Ah, si, si, si. Un secundito. Paberaki, Nisa, Roma, Grecia. Es que es muy chiquitito, no se ve. Hai să vedem unde dracu pot eu, România, Ungaria. Uite-mă, România. Ah, este otro masă aquí. Gata, frate, am pus România. Deci aici e România și noi suntem aici, boss. Nu, mai jos, mai jos, mai jos, aici. Wow. Impresionante. Deci absolut impresionant. Iar acá está el store. Pasa, pasa vos. El store, ¿qué es esto? Sí, la tienda. Oh, qué cool. Sí, 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 tienda. Souvenir. Souvenir, sí, todo. Ver algo. Qué cool. Uite, poți să pun pe papucii lui, ești nebun la cap. Tributo. Cum foi aici când el falleció? Falleció el año pasado, nu foi? Falleció hace dos años. Dos años. 2020, plena pandemia. Cum foi aici? Supongo que fue un... Rompió un poco el encierro de la gente, ¿no? Porque... La gente estaba así encerrada por todo. Sí, fue impresionante. Y que también aquí las medidas fueron como muy, muy, muy duras. Una de las más duras de toda Latinoamérica. Claro, claro, claro. Pero estaba complicado, era difícil. Pero de todas maneras la gente salió por la calle salió, y todo. Sí. Y eso es lo que genera Diego. Es un fenómeno. Es que hoy estaba caminando y vi, pues, fue así como un graffiti mural. Sí. Una señora dijo, como fue así muy random, sin pensar nada, pasó para allá y dijo, te amo, Diego. Te amo, Diego. Dar no... Uite ce frumos a zis doamna asta, ați văzut-o? Te amo, Diego, te amo. Super frumos. Como la cosa así de la calle, una sí, cosa normal. Los vecinos tocan la puerta, rezan. ¿En serio? Sí, sí. Pray, wow. Un santo, digo. Nos cuida a todos. Desde el cielo. Cool. Ah, ya tiene la carrera. Todos los clubes donde jugó y... Uite. Argentinos Junior, después Boca, Barcelona, Calcio, Sevilla. Selección argentina. Tiene muchas facetas, digo. Mamă, deci de-abia acum mi-a picat și mie fița că l-am întrebat pe omul ăsta că, dacă ăștia fotbaliști ăștia care sunt acum, gen să zice Messi, nu știu, Cristiano Ronaldo, dacă o să ajungă la faima pe care au avut-o Pele sau Maradona, știi? Și mă gândeam că nu cred că o să, adică sigur o să ajung, probabil că sunt mult mai bun ca fotbaliști pentru că și sportul este mult mai, e diferit acum, dar cred că era și chestia asta nostalgică, era așa o dragoste atunci care probabil că nu se va mai întâlni. Uitați cât de mișto aici, adios! Frate, absolut ireal. Deci ce poți să vrei mai mult? Ireal de frumos. Deci un muzeu de nota 10. 3000 de peso și înseamnă, nici nu știu cum înseamnă, nu contează. E un muzeu pe care trebuie neapărat să veniți să-l vedeți. Deci el locuia Via Vija. Asta este, Vija înseamnă barrio, favela, așa se numesc aici favelele. Undeva în sudul Buenos Airesului s-a mutat aici ca să fie aproape de stadion. Și aici mergem la stadionul unde a jucat el pentru prima oară.
Iar acum suntem sunt pe stradă și mergem către stadionul, cum se numește? Argentino Juniors. Argentino Juniors, da, unde a jucat el prima oară. De aia stă Junior, s-a mutat aici ca să fie aproape. Și suntem exact pe străzile astea, frate. Omul mergea în fiecare zi la muncă. Uitați-l aici frumos și pe tata Messi. Îl vedeți? Și o să vedem teoria asta mea, dacă ăștia o să rămână la fel de mari peste 20-30 de ani. O să vedem teoria peste 20-30 de ani. Acolo în dreapta, îl avem și pe Diego. Uite aici, Argentino Junior, să știa, el pasaje la banda de Espiro. Habar n-am ce înseamnă chestia asta. Și astfel de mișto, Asociación Atletica. Cât de drăguț. Por siempre German. Ce dracu e, mă? Uitați, am ajuns acum frumos în cartierul la Paternal și îl vedeți. Dios, frate, Buenos Aires, Argentina. Deci el, omul, era văzut ca un Dumnezeu. Și ăsta e stadionul, nu? Da. Așa. Hai să dăm așa o tură pe acolo. Da, pe lateralul lui. Mi se pare super tare că vorbeam cu băiatul ăsta care avea casa și mi-a zis că, bă, când a murit Pele, n-a fost așa mare nebunie în Brazilia. Și pe un moment dat seama de ce, că Pele avea 80X, Maradona 60, da? Și atunci, eu, ca să vedeți ce prost sunt, eu credeam că Pele cu Maradona au fost contemporani. Ca să vedeți cât de prost sunt, eu am crezut că Pele și cu Maradona chiar au fost rivali la un moment dat. Pentru că eu nu cunosc fotbal, trebuie să înțelegeți chestia asta. Și nu, n-am știut că, evident, Pele având 20 ceva de ani peste Maradona, clar n-aveau cum să fie contemporani. Deci ăsta e că era mic copil. Aici când era mai măricel. Și ăsta de aici de unde e? Sinaloa. Și ăsta de la Sinaloa. Dar cât avea aici? 40 de ani? 50 de ani? 50 și. De aici internațional, la Napoli. A, Napoli și restul. De aici tot la Național. O chestie tare pe care vreau să mi-o spuneți voi. Ăștia, de obicei, fotbaliști ăștia care sunt mari, nu prea sunt și antrenori buni. Adică Maradona a fost el mare antrenor. Știu că Hagi a fost destul de bun. Din câte țin eu, din câte știu eu. Dar de Maradona habar n-am să mor eu. Trebuie să-mi ziceți voi. Băi, deci azi v-am arătat, vă arăt cu Boca, cu astea. Dacă sunteți din ăștia care vreți să vedeți acolo la River și vreți să vedeți din punctul de vedere al unui om care n-are șlavă cu fotbal, îmi spuneți că mător de ușor din Ușoaia, mergem și pe acolo, pe la River, să vedem cum e. Blană! Uitați, încă un santuariu. Mamă, deci ce înseamnă un sport care face, bă, îl face pe un om atât de mare și atât de cunoscut. Mi se pare ireal să-i facă sanctuariu. Bună tardes. Super frumos. Deci nu, asta nu se va mai întâmpla, sigur, în istorie, ca vreun fotbalist să ajungă atât de mare. Nu știu, o să vedem asta cu Messi, sunt foarte curios de cum se vor întâmpla lucrurile. Din 1960 către infinit, pentru că el fiind dios, evident, niciodată nu o să moară. Tare e tot chestia asta. Tare. Și vedeți că scrie acolo Diego Eterno. Și vreau repede să vă spun eu câteva chestii în legătură cu oamenii foarte cunoscuți care fac și care au și chestii controversate la un moment dat. Bă, pe omul care face o chestie bună, îl judeci din prisma acelei chestii. Sau dacă face o chestie mai micuță, rea pe lângă aia, nu afectează calitatea lui. La fel a fost și la Michael Jackson, au încercat să-i fută ăștia imagine, nu știu cât timp, că a făcut, că adres, că nu știu ce, boss. Du-te, uite la Michael Jackson, că nu ți era prieten, nu ți era amic, e un cântăreț, dansator, în pula mea, creator. Dar pentru asta te uitai la el. La Maradona, că a băgat, că n-a băgat treaba lui, o fapt, a băgat, clar, dar nu are relevanță asta, nu-i afectează calitatea de sportiv, a, da? Asta e, așa face el, așa este. Asta era personalitatea lui sau avea și el părții lui negative, evident, în viața normală, dar tu judeci din prisma a ceea ce a făcut el bine, și anume fotbal. Pe de altă parte, nu cred că o să auzi vreodată scandaluri la oameni ca Federer, ca Nadal sau ca Djokovic. Și de aceea nu sunt eu un foarte mare fan al fotbalului, pentru că, nu știu, mi se pare că în tenis, eu sunt mare fan al tenisului, dacă știți chestia asta, în tenis oamenii sunt ceva mai cizelați, așa cum mi-aș dori și eu să fiu. Eu nu sunt așa. Dar asta ca să înțelegeți, judecați oamenii pentru ceea ce au făcut bine, da? Faptul că un om face ceva pe lângă nu îi afectează în niciun fel performanțele sau prestigiu pe topicul pe care el s-a consacrat. Nu uitați chestia asta.
side home.